Această emisiune este sponsorizată de GPRO. Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Oameni cu Poveste, vă spune Liviu Dumitrașcu, realizatorul emisiunii. Poveștile de altă dată se pare că s-au perimat. Se vrea azi orice că o să înseamnă o mândră europeană. Iar făt frumosul acestei ere nu are cal, ci cai putere. Și totuși, omul, avem norocul, mai poate să sfințească locul. Profesor universitar emerit, doctor inginer, Corneliu Berbente, Politehnica din București. Stimați spectatori, invitatul meu la Oameni cu Poveste este domnul academician Gheorghe Păun, pe care vreau să-l salut, întrucât domnia sa se află în studioul nostru, București TV, la a doua apariție. Bună ziua, domnule academician! Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit de la Curtea de Argeș pe autostradă, înțeleg, da? Da. Cum ați venit? Curând pe autostradă de la Curtea de Argeș. Se va construi mâine, poimine, coridorul 4 și până la marginea orașului. Eu mâine nu cred, poimine cred. Am zis mâine, poimine, cu virgulă. Da? Deja mi-am permis să realizez, eu nu zic un nanoportret, între nano și gigoportret al dumneavoastră. Acum vă cer permisiunea să vă prezint telespectatorilor într-o formă scurtă, apelând la coperta a patra a cărții Ceasornicar de Curcubeie, Gheorghe Păun. O carte... O antologie publicată de editura Detectiv Literar. Mi-a plăcut asta cu Detectiv Literar, vreau să mă asigur că este corect totuși, e da? Corect. Da? București 2014, da? Cum ați detectat-o? Firise Carp, cel care are editura, o... Vă rog, da? Prieten de meserie, îți zicea Ștefan Mitroi undeva despre el, că asta e vocația lui. El m-a detectat, e un vechi prieten al Clubului de Cultură din Curtea de Argeș. Adică acel CIC de care vom CIC, vorbi, da? Clubul Iubitorilor de Cultură. Bun. Gheorghe Păun este argeșan prin naștere, 6 decembrie 1950, Cicănești, Argeș. Matematician de profesie, dus de viață până în Academia Română, ba și prin cea a Europei. Am încheiat citatul. Este cel mai citat informatician român, a introdus modele de calcul celular care poartă numele P. Are o carieră internațională de vârf, spirit ludic, nedezmințit, lucrează zi lumină ca țăranul, dar mai mereu în starea de joc. Publică literatură, povestiri romane, poezie, memorii, cronică de carte, tablete umoristice, epigrame, din anii 1980. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990. Locuiește la Curtea de Argeș, unde în decembrie 2005 a înființat Clubul Iubitorilor de Cultură, iar în decembrie 2010 revista de cultură Curtea de la Argeș, al cărui redactor șef este. Ce ar mai fi de adăugat la acest, într-adevăr, nanoportret Gheorghe Păun? La revistă sunt cumulard, sunt în același timp redactor șef, secretar de redacție, tehnoredactor. Obișnuiesc să spun că una dintre revistele care are redacția pe un singur scaun, ceea ce e ideal, e o armonie totală în redacția noastră. O fac cu mare drag, cu mare plăcere, s-a format o comunitate în jurul revistei. Văd că a fost și... un proiect de succes. Nu, văd că ați și luat revista în mână. E bine să o prezentăm totuși celor care ne urmăresc, vă rog. Și pentru că știți să o faceți cel mai bine, la numărul 1. Andrei, totuși, înainte de a vedea și fizic revista, Curtea de la Argeș, te rog, materialul. Am și pregătit un material. Sigur, împreună. Și am ajuns încet, încet la numărul 100. Cu numărul... Ați început când? 100. Iată, Curtea de la Argeș. Decembrie 2010. Decembrie... Multe lucruri le-am început... Era iarnă și ningea. Multe lucruri le-am început în decembrie. Ca de exemplu? Clubul, ați spus mai devreme. CIC, da? CIC, vă vorbim despre CIC, revista, da? În decembrie. Primul articol despre GO în revista Știință Știinică, decembrie 82.
Eu cred că mai sunt. M-am născut în decembrie. Da? Frumos. La un moment dat mai aveam pe listă și alte lucruri. Hai să ne dăm puțin la curtea de la Argeș. Spunea are domnul Mironov într-o emisiune că sunteți naționalist. Naționalist, adăugam cuvincios, în sensul cuvincios, foarte constructiv important, al cuvântului, da? Nu împotriva cuiva, ci pentru... Nu, să lăsăm puțin, te rog, Andrei, să lăsăm puțin prima pagină. Deci o revistă cu tricolorul pe prima, frumos, pe prima, da? Pagină, acolo a fost de la început. Primii 7 ani au apărut biserici în locul acela cu ilustrație, biserici din Argeș, fără a fi o revistă religioasă. Mistico, fără nicio legătură cu Patriarhia, cu nimic, nu? Bun. Patriarhia e o legătură, pentru că lunar le trimit revista. Atât. Dar de la începutul anului trecut am pus monumente de la primul... Nu, din 2017. Monumente de la primul război mondial. Pentru că țara de sud, dincoace de munți, sunt enorm de multe monumente. Fiecare comună. Pe care le-ați descoperit dumneavoastră. Multe sunt făcute de mine, pozele. Important, da. Cu liste de eroi căzuți pe front pentru... dezrobirea Transilvaniei. Dincolo de munți sunt monumente ale martirilor, dar nu intru în discuție, la primul sau la al doilea război mondial. Dar în sud și în Moldova sunt monumente de genul acesta. Aș vrea în esență să ne spuneți ce ați lăsat scris, scrisul rămâne în editorialul la numărul 100. Sunteți și editorialist. Mai ales sau numai, eu nu scriu altceva, unele șapouri, cum se spune la, da? Alte articole, le mai scriu, dar altfel nu scriu altceva în revistă. Umblați pe titluri? Da, dacă sunt prea lungi, mă încurcă pentru că ocupă spațiu prea mult, titlul trebuie să fie ceva mai scurt. Aici am principalele probleme cu... Deci nu aveți un om special care să dea titlurile? A spus că e de unul singur, totuși, da? E redacție pe un singur scaun, vă spuneam. Mi-a plăcut asta, da? Scurtez, în general, titlurile. E un soi de, cum să spun, de dare de seamă după 100 de numere. 100 de numere, numai puțin, felicitări, sincer. Pentru revistele care au ajuns la numărul 1000 e un număr mic. Pentru altele care au... Mă rog, depinde cum privești. Au sucumbat la numărul 100. Partea plină a paharului, da? Exact. Nu e ușor să ajung la numărul 100. Cum a fost? Cum a fost? Mă rog, pe scurt. Sau dacă vreți, în mai multe cuvinte. Deci numărul 100, la numărul 100. Mie mi-a plăcut foarte mult. Odată începeți pentru o vreme, nu mai semnalez, colaborator din țară, anul viitor. Am dat prima literă din paragrafele. Revista a început oarecum, nu neapărat la întâmplare, de multă vreme, de pe vremea clubului, visam la o revistă a clubului, asociată. Haideți, vorbim despre acest club, ce ființează și acum, totuși, da? Ființează, dar nu sub conducerea dumneavoastră. Dar nu, exact, nu mai ocup eu de el, revista îmi consumă și timp și energie, nu mai am puteri pentru toate. Clubul a plecat dintr-un soi de revelație, am revenit la Curtea de Argeș, născut în Cicănești, liceul la Curtea de Argeș, cunoșteam în general oameni localnici. Făceați naveta de la Cicănești sau la internat? Nu, am stat la internat. Stat la internat, da. Veneam destul de des. Cunosc bine liceu, am fost odată președinte de bacalaureat și sunt cunoscut. Liceu face 100 de ani anul acesta, împlinește 100 de ani. Deci cifra 100 iarăși... Da, se repetă, nu e nimic întâmplător pentru că liceul s-a născut imediat după Marea Unire, ca multe alte școli din România. Era are și un nume liceu. Vlaicu Vodă, acum Principele Nicolae la începuturi. Va fi o sărbătoare în toamnă a liceului, am catalizat scrierea... Tot dumneavoastră vă ocupați, da? Am catalizat scrierea terminologiei de chimie via nevastă mea, care a fost o salutăm profesoară pe doamnă, de da? Chimie. Catalizat scrierea unei monografii profesioniste de arhivă, nu de bibliotecă, fac distincția asta... Am cunoscut directorul liceului când a fost la bacalaureat, care era profesor de chimie. Gheorghe Costel, nu mai este director, nu mai este salutăm de aici, un admirabil. Foarte eficient, admirabil. Foarte devotat. Da. Olimp, cu mulți olimpici la chimie. Și locuia peste drum, era cu ochii pe liceu. Deci se va scrie o monografie de arhivă pentru centenarul liceului. Ce ne mai se spune din editorial? Spuneți-ne despre viitor, că... Trecutul e greu de prezis, e mai ușor de influențat din experiența personală. Aveți câteva întâmplări ce pot fi povestite din cele 100 de numere ale revistei? Sunt foarte câteva multe. Câteva, importante. Sunt foarte multe. La un an de la înființarea revistei am lansat-o la Chișinău. Și a venit acolo un domn tânăr și bun vorbitor,
care s-a dovedit a fi Dabija Nicolae, celebrul poet, scritor, redactorul șef al literaturii și arta. Și atunci, pe loc, am stabilit cumva, el a pronunțat fraza asta, iată un pod de reviste mai trainic decât cel de flori. Și de atunci am rămas cumva înfrățiți și ne vedem când la Chișinău, când la Curtea de Argeș. Podul de reviste, am rubrică în revistă. Am văzut asta, da? Chișinăul e prezent aproape număr de număr, Cernăuții sunt prezenți număr de număr, sub sigla asta. Revista e nenegociabil, așa obișnuiesc să spun, nenegociabil unionistă, în sensul unire în cuge și simțiri. Deci, atenție, nu are... înainte de a face uniri administrative, politice, e bine să fim uniți în cuge și simțiri. De altfel, după Marea Unire, Stere, Iorga, ceilalți, au venit și au zis, bun, avem România Mare, haide să o facem, să o unim și cultural, economic, juridic. Au fost probleme multe la toate capitolele. Importante să rămânem cu sentimentul de frățietate, de limbă, cultură, Eminescu. Aș vrea să... În discuție e foarte multă. Să atenționez pe telespectatori, nu cred că mai era cazul, deja sunt obișnuiți, pe burtieră este trecut numele, titlul emisiunii, România de la Argeș. România de la Argeș. În acest context, specială, vă rog, Iorga, da? Sintagma aparține lui Iorga, da? Am extins-o mai în glumă, mai în serios la... Serios, bă, da, nu, da? Serios, eu... Tot ce spun este serios, chiar dacă zâmbesc sau râd în timp ce le spun. Cred, mă bucur asta. Da? România de la Argeș, care are o anumită culoare culturală, istorică, etc., dar se poate formula mai general, unul dintre cele mai românești locuri din România. Frumos. Sunt dave presupuse sau reale pe acolo. Avem biserici pre... temple pre-creștine la corbi de piatră, biserici vechi din noi. Vă rog. Avem bisericile basarabilor din tâi, bisericile mai de apoi. Avem balada meșterului Manole, care e legată de mănăstirea Argeșului în general, dar se pare sau sunt argumente că ar fi legată de biserica domnească. Negru Voda acolo a zidit. Da. O soția lui Radu întâi, soția lui Radu se numea Ana. Și așa mai departe. Mă rog, soția noastră Anișoara, ca să nu avem probleme. Nu are, da. Da, am înțeles, da. Și multe alte motive care îmi dau mie patriot local, cu ghilimele sau sunteți fără... Sunteți patriot local, da. Rațiuni să spun că acolo e unul dintre locurile cele mai românești din România. Se vorbește o limbă română curată, fără regionalisme și graiuri, din vari motive. Acolo era transumanță puternică cu Ardealul, se tipăreau pe subcarpați cărți bisericești, iar cărțile bisericești au purtat limba română pe tot teritoriul și a devenit limba română standard, cumva, Târgoviște, de aici până la Bistrița. Domnul academician, dumneavoastră ați rotocolit Olteniei. Lumea. Ați, peste câți ani? Peste 10-15 ani? A stat în Sevilla peste 10 ani, da? Sevilla. Sevilla, în Finlanda am stat mult. Deci cu conferințe, cu tot. Dar și aveți și oaspeți, primiți în ospeție și știu că sunteți o bună gazdă, foarte multe personalități. Ce le arătați în Curtea de Argeș prima dată când vin? Bănesc că aveți itinerarii de o zi, de două zile, de trei zile, da? Deci tururi. Depinde că sunteți stau și ghid. În oraș, orașul cu cele două biserici fabuloase, dar și altele, Biserica Olar de lângă casă, de lângă colțul casei, arată la fel foarte bine și are pictură exterioară care merită povestită. Și de al orarilor, da, orarilor iarăși este... Orașul avea cartiere pe meserii, Bătușari, Olare, etc. Apropo de Brestele, totuși, da? Iar strada pe care stau neîntâmplător, probabil se numește Strada Schitului. Nu e nimic întâmplător, da? Știți bine asta, mai, da? Mai bun. Dar în jurul orașului sunt locuri care merită vizitate. Ca de exemplu? Corbii de piatră. Da. Cu acea biserică lucrastră. Munții cu Vlad Țepeș, cu cetatea Poenar, cea turistică de pe Vârda. Mai există un Poenar mai jos unde s-ar putea să aici se descopere. Aici sunt niște controverse, totuși, da? Într-o zi să se descopere că acolo a fost posada. Exact, cum e? 1330, bătălia de la posada. De ce căpățâneni? Ce căpățâni au fost pe acolo? Sunt multe, multe lucruri de aflat. Până nu se va inventa mașina timpului, vor rămâne controverse, din păcate.
Transfăgărășanul, pentru că avem și istoria modernă care ar merita readusă, repovestită. Revista Cultivă, sau și-a propus, apropo de numărul 100, că acolo raportează, noi avem foarte multe lucruri de raportat. România a făcut sau a fost pusă să facă tabula rasa de mai multe ori din elite, de pildă, după al doilea război mondial. Făuritorii Marii Uniri au terminat, spuneați că devin vehement. Cum să nu devin? La otopeni, la plecări interne, o să vedeți vreo 20 de panouri cu făuritorii Marii Uniri, martirii ai închisorilor comuniste, Sigheta, Iude, etc. Au murit mari bărbați de acum 100 de ani, au murit în închisori. Rog, Andrei, te rog să rugăm regia să facă legătura cu domnul doctor matematic, informatician, autor aproape în toate numerele din revistă. Dan Desideriu Farca. Dan Desideriu Farca. Și te rog, Andrei, da? Colaborator vechi, coleg. Da, și un colaborator al meu, colegi la CPECA, da? Colegi la CPECA și nu doar atât. Și în împrejurim la Curtea de Argeș, pe unde îi duceți? Deci avem de recuperat mari interbelici, avem de recuperat postbelicii, pentru că și pe ei am pus puțin în umbră după Revoluție. Seniorii culturii de azi, săracii... Ce înseamnă senior la dumneavoastră al culturii de azi? Eu fac o emisiune Seniorii Petrolului Românesc. Dumneavoastră am văzut că aveți... O să eu am încercat să fiu... Te rog, biblioteca, avem și biblioteca. Deci cred că o avem... Ca imagine, Andrei, după Curtea de Argeș. De seniorii ai culturii e rubrică, da, în revistă, da? Și când se adună suficient de multe materiale, iese o carte. 14... Volumul 1 și volumul, da? 13 din seria Biblioteca Revistei sunt dedicate seniorii. Un senior câți ani, ca să fii senior în publicațiile revistei Curtea de Argeș? Două criterii. Primul e, da, ușor aritmetic să fii... Nu se aplică doamnelor, să fii peste 75 de ani. Doamnele fără vârstă, da, am înțeles. Criteriu. Plăcut, da? Doi, să ai o bibliotecă în stânga, una în dreapta, una citită și una scrisă. Deci să fii cu adevărat... Are importanță care e în stânga? Depinde și cum stai în fața bibliotecii. Da? Important e să fie două biblioteci, să fie oameni, frumos, de adevărată cultură, da, care au lăsat urme în biblioteci, care au lăsat titluri în biblioteci. Iată, Dan Farcaș, văd că este în al... La numărul... 2. La numărul 2. Da, numărul 2, Dan Farcaș. Un serial, da, din revistă Gândirea, da, Pluralistă. Da. Moisil 110. Un tip, un nume pe care îl admir formidabil, Johann fără țară, Johann Galtung, unul dintre puțini oameni geniali fără dubii, da, pe care, puțin titlurile, pe care i-am, puțin, da? I-am întâlnit. Profesorul Vaida, Dragoș Vaida, profesorul dumneavoastră, de, da, facultate, după Marcus al II-lea, care m-a influențat extrem de mult în alegerea, da, limbajelor formale, are patru titluri. Trei dintre ele împreună cu soția dumnealui, arhitectă. Constanța? Constanța Vaida Haliță, nepoata lui Haliță, da? Celebrul. Eu văd că l-avem, mulțumesc, Andrei, l-avem deja la telefon pe domnul Dan Farcaș. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, Dan, noi așa am convenit, tot e o convenție să te apelez, Dan. Bună, da, ziua, da, Dan, îți mulțumesc frumos că te-am găsit. Acum aș vrea, ca să te exploatez în continuare, să ne spui, după ce am făcut o vorbire despre tine, prezența ta în paginile admirabile reviste Curtea de la Argeș, cu numărul 100, să ne spui ceva despre redactorul șef al revistei, despre domnul academician Gheorghe Păun, despre colegul de la CPECA, despre prietenul tău, despre, într-un cuvânt, Gheorghe Păun. Da, deci noi am fost colegi la CPECA undeva la sfârșitul anilor 70. Așa ne-am cunoscut. Și ceea ce ne-a apropiat a fost, pentru început, afinitatea pentru science fiction. Deci, eu, cel puțin așa țin minte, la vremea aceea pochetam cu niște cenacluri science fiction și el a zis, hai să mergem împreună la aceste cenacluri, unde și-a citit primele povești care erau sigur mai bune decât ale mele. Deci asta a fost
ceea ce ne-a apropiat cumva într-un mod special, după care el a plecat la scurt timp, după asta, la Universitatea din București, unde, sigur, și-a urmat vocația. Vocația lui nu era informatica pentru management. Vocația lui erau limbajele formale. Și eu cunoșteam lucrul acesta pentru că fusesem cumva în anturajul profesorului Moisil și Solomon Marcus, deci știam, îndedusem doctoratul la Universitatea din la Facultatea de Matematică Universitatea din București, deci știam că George Păun este mă rog, își are locul mult mai bun în Facultatea de Matematică, așa cum s-a și dovedit. Ei, ulterior am ținut legătura într-un fel sau altul, ne-am întâlnit în diverse ocazii, nu foarte des, până când am ființat revista Curtea de la Argeș, unde chiar de la primul număr m-a invitat să colaborez și uite, la început am luat foarte în serios această colaborare și au fost vreo 30 și ceva de articole, una după alta, care s-au transformat pe urmă într-o carte. O carte, Gândirea pluralistă. Aceasta era, efectiv, mi-a făcut o mare plăcere colaborarea, pentru că am simțit că și lui îi place subiectul. Pe undeva criticam matematica în sensul că un entuziasm exagerat vis-a-vis de matematică, iarăși nu e bun. Sigur că a neglija matematica, asta a spus-o Moisil, este foarte rău. Dar și un entuziasm exagerat. Și aici am încercat să discut problemele legate de acest lucru și se pare că a plăcut unor cititori, pentru că mi-aduc aminte cu mare plăcere, am făcut și o excursie împreună la Chișinău, unde am susținut niște prelegeri la Institutul de Matematică de acolo, deci fiind invitați, oarecum pe marginea acestor articole. Gheorghe Păun, care are o putere extraordinară de organizare, eu îl admir, n-aș fi avut nici a 10-a parte în viața mea, revistă, cărți, edituri și așa mai departe. Vreau să spun, între altele, că el are până și romane polițiste, scrise sub pseudonim, George Peacock și așa mai departe, deci cărțile de Go și așa mai departe. Deci am închis paranteza. Deci, datorită acestei forțe de organizare, articolele mele au fost strânse în carte, cartea a fost lansată la Curtea de Argeș și pe urmă m-a invitat să scriu în continuare, nici nu știam cam ce subiect aș mai putea să abordez, ceva tot atât de serios nu mai aveam și atunci am zis hai să vorbim despre existența civilizațiilor extraterestre și este în curs de desfășurare, deja am trecut de a 40-lea articol. Și o colaborare absolut excelentă cu el. Dan, mulțumesc frumos pentru rostirea ta, atot cuprinzătoare. Te rog, mai nu, nu, nici chiar așa. Ba da, te rog, m-am lăudat mai mult pe mine decât... Dar cu ceea ce am putut eu să fiu lângă Gheorghe Păun. Da, și eu aș vrea să-l laud pe Dan, pentru că e unul dintre cei mai matematicieni, în sensul următor al cuvântului, colaboratori. În jur de 20 ale lunii îmi vine articolul. Am treabă, n-am treabă, la 12 fix sunt undeva. Pac, la revista Curtea, nu la Războiul, la revista Curtea de Rage. Nu, nicio emoție, nici că vine la timp, nici că vine bine scris, ceea ce contează foarte mult pentru editor de revistă. Mulțumesc mult pentru... Educația este din partea lui și din partea redactorului șef. Aia nemțească din Banat.
Deci, da, asta e educația matematico-informatică, plăcerea de a scrie, exercițiu scritoricesc, etc. Pentru că, da, și mai este și ceva. E un magnetism pe care tu l-ai emanat și care m-a prins. Ce se face cu bucurie e contagios, am mai spus asta, da, sper că chiar funcționează. Dan, te rog să rămâi în câmpul magnetic al invitat. Absolut, nu, nici nu pot să, nici n-aș vrea, nici nu mi-ar face plăcere. Deci, câmpul magnetic este asigurat. Cât ne țin cusăturile, e ok. Mulțumesc mult. Mulțumim foarte mult. La revedere. Și eu îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru cultura română și pentru, mă rog, micile hobby-uri pentru care, mă rog, mă lupt și eu. Sunteți amândoi niște luptători, mari luptători, dar cu victorii. Pentru asta trăim, ca să punem și noi o cărămidă acolo. Și ce cărămidă. Mulțumim frumos. La revedere. La revedere. Domnule Cadician, pe final aș vrea să mai vedem legat de subiectul România de la Argeș un material statui. Și vom intra în partea a doua, celei de-a doua emisiuni. Statuile care spuneau unii nu râd niciodată, s-ai trăit de la Curtea de Argeș. Tine și o observație generală. România nu are destule monumente, destule statui, față de Europa de vest, de pildă. În particular, da. Curtea de Argeș are foarte puține. Acolo s-a născut Urmuz. Chiar acum avem imagine. Deci, statuie recentă, totuși, nu? Luni, 18 martie, da. S-a montat acea placă. Ea fizic unde este în Curtea de Argeș? Eu cunosc orașul Curtea de Argeș. E peste drum de primărie. Acolo a fost casa în care s-a născut Urmuz. Deci unde trebuia, practic, da? 17 martie 1883. E un magazin acum acolo, e un bloc de locuințe. În anii 80 s-a dărâmat casa. Din păcate, n-am găsit nicio fotografie a casei lui Urmuz. Atenție, dărâmat în anii 80, deci trebuie să existe fotografii. Aceea este placa de bronz, autorul e în fotografie, în partea dreaptă, Radu Adrian, sculptor din București, alături Florentin Popescu, scriitor, subsemnatul și primarul la dezvelirea plăcii pe o placă de granit cu o inscripție cu un citat din Eugen Ionescu, care Eugen Ionescu, apropo de România de la Argeș, a predat franceză 2 ani la seminarul teologic din Curtea de Argeș. Am pus o placă de marmură de data asta pe peretele școlii unde Eugen Ionescu a predat franceză în 36-38, după care a plecat în Franța. Iar între ele, la mijlocul bulevardului, anul trecut, de 16 iunie, s-a dezvelit un bust al lui Eminescu. La ora asta, dacă n-ar fi Eminescu, da? Singurul bust al lui Eminescu din județul Argeș. Am verificat, da. Iată-l din profil, în fața Centrului de Cultură și Arte, pardon, pe un soclu înalt de granit negru. Pe peretele casei de cultură, se numea acum Centrul Cultural, se vede o placă de bronz, da, care e un basorelief cu chipul lui Topârceanu. Casa de cultură se numește Topârceanu. George Topârceanu. El cobora pe topolog dintre Moldova. Exact. Iată-l pe Eminescu. Acela sculptor, Radu Adrian din București, care ne-a donat. Un Eminescu mai geometric puțin, mai implicat. Nu poetul, ci gazetarul. Sculptat. Mai privind mai de sus un pic. Acolo, un oval, e semnătura lui Eminescu, aceea fabuloasă, cu multe întorturi. Caligrafia lui recunoscută. Da. E un monument care îmi place, pe care îl reproduc în pagina a doua revistei. În pagina a doua revistei reau în fiecare număr din publicistica lui Eminescu, scoțându-i pe Escu și partidele, în general. Poruncile revistei, sunt 10 porunci, să fie în limba română normată de Academie, să nu fie... Deci se referă la decalogul tău, da? Da. Revista are un decalog. Da? Pe mai, care mai amintești câteva? Iarăși, sau? Mai în glumă, mai în serios, l-am impus și îl impun. Fiind și cenzor, nu numai secretar de redacție, redactor. Deci care ar fi decalogul? Sau nu e greu să-ți amintești? Nu mi le amintesc pe toate, dar să fie în limba română normată de Academie, niciodată nimic despre redactorul șef, fără politică de partid, Escu nu există,
regională, provincială, dar nu de tot. Promovează Curtea de Argeș, dar are colaboratori din Norvegia până Noua Zeelandă, Statele Unite. Răspândită totuși, da? Frumos. Și distribuția e... Acest decalog e tradus și în engleză, în franceză, nu, pentru cei de dincolo, nu? Nu, nu, nu. De ce? Eu sunt cenzorul, pentru Am mine înțeles. E decalogul. Un scaun, da? Și pentru colaboratori, cărora cordial încruntat, le spun de la început, acestea sunt poruncile. Nu public literatură, de pildă. Aici am avut unele, cum să spun, reacții. E revistă de cultură. Vreau să o dedic culturii. Există în România vreo 150 de reviste care scriu pe ele de cultură și publică mai ales literatură, ceea ce e firesc, pentru că scritorii scriu. Da. Și atunci ei publică. E nevoie și de altceva decât literatură. Eseuri, istorie, geografie, tot ce doriți, filozofie, știința e parte a culturii. Frumos, inclusiv pagini asta, de da? Știință, nu popularizată, ci spusă pentru omul de rând cultivat. Asta e una dintre porunci. Revista se adresează omului de rând cultivat. Am o curiozitate. Din punctul dumneavoastră de vedere, știți că orice om are un orizont, se restrânge la un punct și punctul și de vedere, da? Da, nu, considerați că este nevoie și de publicitate? Mă refer la emisiunea era noastră, să zic, da? Din păcate. Da, din obișnuință știu că da. Deci da, răspunsul, da? Mulțumim. Răspuns. Publicitate, da? Suntem în partea a doua a emisiunii Oameni cu Poveste, pe care am intitulat-o România de la Argeș. Invitatul meu este un argeșan, jet by jet, academician, Gheorghe Păun. Stimați-le spectatori, vă rog să-mi permiteți ca în acea de-a doua parte a celei de-a doua emisiuni cu carismaticul invitat, academician Gheorghe Păun, să vi le prezint așa cum a fost domnia sa descris de Solomon Marcus, magistrul său, citesc din răspuns la discursul de recepție la Academia Română, 24 octombrie 2014. Gheorghe Păun a fost toată viața un mare muncitor, iar hărnicia sa a fost tot timpul în alianță cu talentul său, cu deosebire în problemele de natură combinatorială, generativă și de alegeri strategice. Mai trebuie adăugat aici ceva esențial. Academicianul Păun este un împătimit al jocului. Ludicul ocupă un loc central în personalitatea sa. Le-a făcut pe toate cu starea de spirit a gratuității. Le-a făcut de dragul lor. Truda sa nu a fost niciodată o caznă, o salahorie, ci dimpotrivă. Și-a însușit disciplina concentrării pe obiectul supus investigației, fără ca aceasta să-i afecteze starea de destindere, de relaxare, de bună dispoziție. Cine l-a văzut pe Gheorghe Păun, prietenii spun Mișu, adresându-se unei săli de profesioniști ai domeniului, a putut cunoaște verba cu care își trăiește ideile, fața sa radiind de satisfacție și de bucurie. Plăcerea cu care savurează unele rezultate, modul în care se autoironizează și râde atunci când relatează diferitele capcane întâlnite pe parcurs. Se întâmplă de multe ori ca talentul să nu se asocieze cu munca și cu hărnicia, după cum se întâmplă de și mai multe ori ca hărnicia și munca să nu se asocieze cu talentul. La Gheorghe Păun, mariajul talentului cu munca și cu hărnicia este total. Și acest fapt explică ceea ce unul din marii lui parteneri, Rosenberg, propunea drept cuvânt cheie în caracterizarea personalității lui, eficiență. Domnul academician, v-am răscolit puțin auzindu-l sau pe Gheorghe Păun. Domnul profesor. Domnul profesor, atât, Solomon Marcus. Da. Haideți să avansăm, pentru că am promis multe ascultătorilor nopții, apelez din nou la Andrei. Cărți, Andrei. Iată altfel de cărți care și ele stau în picioare și vorbim atât cât considerați dumneavoastră.
Despre cărți sau despre de poezie, bucuria cărți, de a scrie și bucuria cărți. De a scrie. Iată, am fost și eu la această lansare, Războiul văzut de soldați. Dumneavoastră... Iarăși o carte despre care se poate vorbi foarte mult. Chiar v-aș ruga. Deci Nicolae Me Balotă. Me Balotă, rudă cu Nicolae Balotă, criticul da? Vestit, din aceeași familie a boierilor Balotă de pe Topolog. Da? Această carte... Cu carte rămasă în manuscris. Ce poveste are această carte? Carte rămasă în manuscris. Autorul a fost voluntar în primul război mondial. Vă rog. A intrat caporal, a ieșit din război după 3 ani de... marșuri, lupte, rănit de mai multe ori, e absolut fabuloasă cartea, Război la prima mână. Poza e de pe internet extrem de norocoasă, așa arătau soldații de atunci, toți cu mustață, zâmbeau, cântau, cântă la vioară, primul mureau, în carte e un taraf undeva, dar nu cântă la vioară, de la țară, cu căciul pe cap, prin noroaie, de-a lungul și de-a latul munților Moldovei, în momentele acelea tragice. Cartea a fost scrisă în anii 67-68, la 50 de ani de la primul război și tipărită anul acesta de la 50 de ani de când a fost scrisă. Cum a fost primită cartea? Cartea a fost primită extrem de bine. Am reacții. Cineva din Statele Unite a aflat Mene Rusu, un senior al culturii. Da, știu cine. Îmi cere o carte, i-am trimis-o ieri prin poștă. În țară Regimentul 4 Argeș. Deci cu precădere argeșenii sunt interesați, sunt vreo 100 de nume de soldați gradați din Argeș, cărora le dă numele, le spune unde au luptat, unde au murit, unde au supraviețuit, ce meserii. E o carte care pe mine m-a cutremurat, mă aștept să-i cutremure pe mulți. La prezentarea pe care ați făcut-o la București, unde vă mulțumesc pentru invitație. Centrul Cultural Mihai Eminescu. Am fost impresionat de urmașii lui Nicolae M. Balotă. Familia Balotă e extrem de numeroasă, da? Are legătură cu familia Predeștilor și a Brătienilor. Nicolae M. Balotă, comandor de marină, a cercetat arhive și amintiri de familie și a desenat un arbore genealogic al familiei, plecând de la originele legendare, Negru Vodă, etc., un capitan Balotă lui Negru Vodă, până zilele noastre, extrem de ramificat. E o familie foarte bogată, mai ales pe Topolog, dar părți din familie au plecat în Ardeal și există comune Balotă în Ardeal și undeva prin Mehedinți, pare. Cei care vor să aprindă un pai de lumânare, spuneți dumneavoastră, a murit la 15 ianuarie 1984, este înmormântat în cavoul familiei de lângă biserica Cepari, construită la 1752, copitură fabuloasă, care a fost readusă la vedere, a fost repictată la un moment dat cu ulei, ceea ce nu se face pe frescă, dar protejează foarte bine împotriva fumului. Și cu mijloace moderne s-a putut decapa stratul de ulei și a reapărut pictura aceea de 1700. Să spunem unde sunt Ceparii. Ceparii pe Topolog în sus. Deci venind de la Curtea de Argeș. Tiven, Cepari, Șuici, Sălătruc, mai sus înspre munte. Iar cei care doresc mai multe despre Cepari, eu le recomand o melodie a Mariei Lătărescu, Pe drumul de la Cepari, trece Cepar, o fată. Cepari, Ruden, Topurceanu, Vălen, Mănăstirea, deci, sunt foarte multe locuri deci, de vizitat. România de la Argeș, da? Să mai vedem. Privind peste umăr, ne-a spus de unde provine acel șapo? E pălăria lui Saloma Arto, da? Gurul meu în materie de limbaje formale și de sauna. În Finlanda m-am deducit, am da? O saună la Curtea de Argeș, da? Pe care o mai și folosesc. E bine iar asta, n-am da? Mai ales. Seniorei Culturii, volumul 1, va urma volumul 2, probabil... Și probabil volumul 3. Cu siguranță, da? Deja la numărul 1 am pus numărul 1 pe el. Știți că Ludovic I n-a fost întâiul până n-a ajuns al doilea. Aici am pus deja numărul 1 ca să-mi promit mie și cititorilor al doilea. Debutul în science fiction-ul de care vorbea telefonistul mai devreme nostru, da? Dan Farca și data trecută Mironov. Mironov fiind responsabil de aplecarea mea spre... A avut mână bună. Spre science fiction. Iniția în sfârșit, cartea de Go. Ediția a cincea, da, iată, o am aici și eu. Mai da? De succes. Am da? Publicat-o la 35 de ani de la debutul propagandei pentru Go în România, spuneți decembrie 82.
joc imperial. Joc, nu eu, Eduard Lasker i-a zis așa. Ajunge la asta, bun, perfect, da. Șahul este un joc regal, go-ul este un joc imperial. Eduard Lasker, fratele vărul lui Emanuel Lasker, matematician de frunte, mulți ani, unul dintre cei mai longevivi campioni mondial la șah. Trebuie să vorbim neapărat când vorbim despre go și despre șah? Da, în comparație, jocuri superbe amândouă. Filozofia lor e atât de diferită încât merită a fi subliniată. La go e pe ucisele. Cu toată simpatia pentru joc, am jucat, eram campionul Văi la Cicănești, în copilărie. Frumos, da? Văi, am spus. Văi, am înțeles, da. Jucam la izlaz când mergeam să luăm... Vitele. Jocul e un joc frumos, elegant, dezvoltă una și alta, dar e pe ucisele. Din păcate, paradigma șah s-a extins foarte mult. Toată istoria e pe ucisele, istoria Europei, istoria omenirii. Go-ul e cu totul altceva. E pe mai lăsăm go puțin coperta, te rog, da? Da, vă rog, da? Go-ul e elegant, se câștigă frumos. La go este un cod al onoarei. Nu se joacă oricum. La go știu că pe tablă voi rămâne și eu și cu jucătorul, că nu mi-e adversar. Mi-e adversar când se joacă pentru puncte. Competiție, da. Dar știu că va rămâne și el acolo, totuși să maximizez eu punctele. Exact ce se întâmplă în comerțul mondial, în tot ce se întâmplă... Pot să vă citez coperta a patra la inițiere în go, George Păun. Ediția a cincea. Ediția a cincea, editura Bibliostar Râmnicu Vâlcea, 2017, go. Este unul, go-ul, unul dintre cele mai vechi jocuri de inteligență. 4.000 de ani, mai adus de pământ de zei, spune o legendă chinezească. Iar asta e semnificativ. Dacă legenda spune asta, înseamnă că tradiția îi dă o anumită aură. Regulamentul său pentru cei care vor să joace, care n-au jucat încă, este simplu. Dar tactica și strategia sunt inepuizabile, având similitudini surprinzătoare cu strategia militară, cu cea mediului de afaceri. Cu siguranță un joc al viitorului practicat cu aceeași plăcere și interes de începători și avansați. Sunt foarte multe detalii în spatele acelor cuvinte. Categorii. E inepuizabil, de pildă, tabla are acum o dimensiune, 19 pe 19 linii, s-a jucat pe vremuri pe 17 pe 17, vom trece la 21 pe 21 dacă o epuizăm pe aceasta și ni se pare prea simplu. Din păcate, cumva, nu credeam că voi trăi să învăț vreodată, Vă referiți la Eminescu, mă refer tangențial la Eminescu. Calculatorul, acum 20 și ceva de ani, l-a bătut pe Kasparov, folosind campion forță, mondial, da? Campion mondial la șah, folosind forță brută, explorând arborele de evoluția jocului. Nu credeam că voi ajunge să voi trăi ziua în care să văd calculatoarele bătându-l pe om la go. Se spunea, a fost un premiu internațional multă vreme deschis. Anul trecut s-a întâmplat și acum 2 ani, în 2016, în martie, cu continuări. Inteligența artificială de care aud la radio și la televizor aproape zilnic, venind de la Curtea de Arde și am auzit de câteva ori inteligența artificială la radioul din mașină, a făcut niște progrese în ultimii câțiva ani fabuloase, inclusiv să-l bată pe om la go. Trăim începutul celei de-a patra revoluții tehnologice. Nu e de glumit. Nu e deloc de glumit, pentru că dacă s-au produs algoritmi care produc algoritmi. Da, algoritmi de care măsare, generează, da? Da? Iar asta poate să ne ducă într-o zonă în care să fim făcuți inutil, cum ziceau și Bill Gates și Stephen Hawking, în care să nu mai înțelegem algoritmii respectivi, să fim neatenți și să îi lăsăm să se comporte cum vor ei, nu cum vrem noi. Nu că o să vină, ca în romane science fiction, roboții să ne... Ei nu vor avea dorințe împotriva noastră, dar s-ar putea să aibă comportări care să nu ne fie favorabile, scăpându-ne de sub control. Iată aici, cronică 2009, vă referiți la acel club. În fiecare an, la Clubul Uitorilor de Cultură din Curtea de Arge, scoteam o cronică de fix 365 de pagini, 366. Că unde e fizic acest club? Dacă vin în Curtea de Argeș? Nicăieri și peste tot. Iar orașul nu era într-o instituție. În fiecare săptămână ne întâlneam în altă parte. Interesant asta, da? Da, din Curtea Bisericii Olar, la Centrul de Cultură, la muzeu, la bibliotecă. Deci este partu. Era al orașului, nu al unei instituții. Era una dintre
poruncile subiacente, nu total explicite. Și acum cine îl frecventează? Acum există un club de cultură în Curtea de Argeș care e lună de lună la centrul militar din Curtea de Argeș, la clubul rezerviștilor. Da. Și... Vă e teamă de toamnă, domnule academician? Dumne, uneori da. Uneori de ce da. De toamnă? Apropo de Viva, de toamna scrisă italică, nu de toamna mea, nu de toamna tuturor. Am înțeles, da. Mea. Personalizată. O selecție de asta e bilingvă, traduse da? În franceză de doamna Paula Romanescu. Pe care o salutăm, am văzut-o. Cu care la clubul Eminescu ne-a entuziasmat la lansare, da? Și e autoarea a două colaboratoare de multă vreme, am poate văzut? De la primul număr. Fidelă și de mare succes. Îmi place foarte mult cum scrie și ce scrie. Autoarea a două volume din seria Biblioteca Revistei Curtea. Ultimul, dacă nu zici, sau nu ultimul, Cerșe la Fam, nu? Cerșe la Fam, da. E numărul 14, 13, Seniori ai Culturii, Întâmplarea ca viață de om, numărul 12. Foarte frumos. Ceasornicar. Selecție de poeme, da? De la da? Editura Detectiv. Apropo de Rogvair, văd culorile curcubeului, da? Da. Dar aici, cu rezerva de rigoare, ați pronunțat de două ori poet. Nu, vorba lui Ion Barbu, nu mă consider poet. Nu, am pronunțat documentându-mă. Dom'le, când devine cineva, cum poate fi cineva persan, vorba lui Montesquieu, cum poate deveni cineva poet? Nu știu. Deci nu... Am înțeles. Dar numai puțin, rog regia, pentru că nu mai are timp să aștepte, să ne facă legătura cu domnul Dinu Săraru, care are un respect deosebit pentru dumneavoastră. Chiar cu domnul Dinu Săraru? Da, cu Dinu Săraru, dar am rămas și eu surprins la o emisiune pe care i-am dedicat-o domnului profesor universitar emerit Ion Lascăr. Vorbind despre profesorul Ion Lascăr, a vorbit și despre dumneavoastră. O să vedem ce spune acum, sper să-l prindem. Cactus de veche, da? Aici sunt epigrame două figuri. Și caricaturi. Ce, Cucu acolo sau cine e? Nicolae Cucu Ureche din, da? Curț, din Cicănești. Da, am auzit documentându-mă. Să mai vedem o copertă, da? Atenție, pozele sunt ușor deformate, nu trebuie luate... Aici 77 de editoriale, deci iată că... La un moment dat am adunat, mi s-a părut că 100 e prea mare, 50 prea mică și m-am oprit la jumătate. Am înțeles. Nu dați semnificații numerologice neapărat. Nu. Dar scrisul rămâne. Dar e numărul 7 în seria Biblioteca Revistei. Înțeles. Și cum 7 e o cifră... Al 3-lea 7, da. Biblică. Vedere de pe dealul Olarilor. Dumnezeu, locuiesc pe strada... Eu vreau să vă mulțumesc, mi-ați oferit-o și mie și am să o citesc într-un moment de liniște. Țineți mult la această carte. E un serial de articole săptămânale din ziarul local. Așa da. Se numea serialul. Umor sau măcar o încercare de tratare umoristică a unor subiecte foarte serioase. De la premiile Ig Nobel, la politică, la silicoane, la viitorul omenirii, la firmele de pe bulevard pe care bunicul meu nu le-ar mai înțelege, toate au Y pe undeva, în engleză, în franceză, în tot ce doriți. Da, una din, la academiile din România, asta e un subiect extrem de vă rog, serios. Da. Sunt vreo 200 de academii, până la Academia de Alăptare, Academia Oamenilor de Bine, din Caracal întâmplător. Cunoașteți Caracal, câte da? Câte altele? Iată, se pare că Andrei a reușit să facă legătura cu domnul Dinu Săraru, da? Mare bucurie, mare. Și mare bucurie, da? Da? Deci, vedere. Alo? Alo, bună ziua, domnul Dinu Săraru. Bună ziua, stimate colecta. Noi vă ascultăm, suntem ascultători, am folosit forma de plural, întrucât lângă mine, în studioul București TV la Oameni cu Poveste, se află în sfârșit, venind de la Curtea de Argeș, cu revista Curtea de la Argeș, academicianul Gheorghe Păun, pentru care eu am constatat în emisiunea pe care am dedicat-o domnului profesor universitar emerit Ion Lascăr, că aveți, haideți să vă folosesc, o slăbiciune. Și care vă face o plecăciune prin ciberspațiu. Bună ziua! Domnule academician, eu sunt foarte bucuros că vă pot să vă pot saluta a doua zi sau prima zi după blagoveștenie. E vestea cea bună cu care viu în întâmpinarea dumneavoastră și trebuie să vă spun încă o dată că a fost în viața mea clipa când am văzut și eu de aproape și am pus mâna pe ceea ce se numește obișnuitul geniu.
sunt atât de mândru că vă cunosc, pentru că sunteți unul din oamenii de geniu ai acestui popor și acestei țări. Este pentru mine și a fost de la început o minune să văd un om care trăiește văzând idei și concepând idei cu capul, fără computer, fără aparatură, fără nimic altceva decât cu puterea minții sale. Vă mai amintiți că v-am întrebat, domnule, și cum ați început să vedeți ideile? Și mi-a spus că mergând cu oile pe drum, l-am văzut ca ciobanii, ca teoreticii, care numărau stelele cu puterea minților. Eu mă bucur foarte mult că vă aud și vă pot saluta și vă pot spune că sunt foarte mândru că mă cunosc. Mi-aș dori să fiu într-o zi la Curtea de Argeș să vă mai văd de aproape și să stau de vorbă cu dumneavoastră, să mă facem să înțeleg cum vedeți idei. Iată, aproape dragostea mea pentru dumneavoastră să exprimă această admirație pentru cel care vede idei. Mulțumesc mult. Iau drept urare aluzia pe diagnosticul de geniu, nu mi-o asum neapărat. Păi nu vi-l asumați, dar e adevărat. Niște țărani, cum spunea un mare clasic al literaturii. În viață, care e la telefon, da? Vă mulțumesc. Iar la Curtea de Argeș, oricând cu mare dragoste, totul e să organizăm. Dacă vă găduiți, o să vă dau un telefon după pași și vă permite să vă fac o vizită, să vă văd de aproape. Eu, de altfel, vă spun acum că văd din ce mai puțin cu un singur ochi, că unul s-a născut fără vedere, și al doilea îl îngrijesc ca pe ochii din cap, cum se zice. Azi chiar am făcut o ultimă injecție în el, dar cred că după pași viu să vă văd cu acest ochi să mă bucur de dumneavoastră. Uneori ideile se văd mai bine cu ochii închiși. O iau drept promisiune, vă voi căuta și eu. Mulțumesc mult! Vă îngrijesc cu tot dragul și vă admir cu tot dragul. Vă voi căuta? Și mă bucur pentru faptul că dumneavoastră, stând la Curtea de Argeș, faceți acolo un univers cultural despre care mi s-a vorbit mereu și vă fericit pentru asta. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult. Și eu vreau să vă mulțumesc și îndrăznesc totuși să prelungesc invitația pe care v-am făcut-o zilele trecute de a veni și în emisiunea noastră la Oameni cu Poveste, după ce vă întoarceți de la Curtea de Argeș. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că m-ați invitat și mi-ați dat prilejul să-l salut pe academicianul Păun. Și pe dumneavoastră, bineînțeles. Vă mulțumesc și vă dorim sănătate, pentru că restul nu contează. Ipostază. Din cadrul acestei emisiuni. Iată. Primeam un premiu foarte important chiar la Ateneul Român. Președinte de juriu era profesorul Marcus. Erau premiile Marii Logi Naționale pentru Știință, premiul Moisil. Îl primeam, e o statuetă micuță. Asta este o poză foarte reușită. Sunteți un om frumos, domnule academician. Nu, implicat. Da, mă descoper vehemențe pe care nu mi le știam. Vă rog. Da, la lansarea cărții 100 de informaticieni români, da, pe care am editat-o împreună cu profesor Vaida și cu Svetlana Cojocaru de la Chișinău. E o carte cu 100 de, pentru centenar. Da. Academia a produs o serie lungă, Civilizația Românească. Asta e un supliment la cartea de istoria informaticii și am vrut neapărat să fie Chișinăul aproape. Și la editor și în carte, evident. Român pentru cartea aceasta, informatician român, fiind fie născut în România Mare, pentru că unii sunt de pe atunci, sau vorbind românește, sau și, evident. Și înțelegând deci românește, nu numai din da. România, ci frumos. Și din... Înțeles. Academia, când s-a înființat în 1866, era cu membrii din Transilvania, din Bihor, da, din Basarabia, de peste tot. Academia Unii România, aceasta este cartea, am lansat-o la... Oradea, la Agora. La universitate. La universitate, la o conferință. Acolo e un indian.
E un indian era prezidiul conferinței cu invitații, invited speaker și cu vorbitorii invitați. Nu știu ce spuneam exact atunci, de râdea atât de decorativ domnul din India. Înțelegea? Era în engleză, era... și cred că era o aluzie chiar la el, acum încep să-mi amintesc. Dar reușită. La el, la inteligența artificială, la lucrurile... Aici o poză din Curtea de Argeș. Cine-i doamna? E Sonia Lucien, pictoriță din Danemarca, participantă la Clubul Iubitorilor de Cultură, cu o expoziție. A venit mai întâi cu alți trei pictori din Italia, venea prin Italia, apoi a venit și singură. Iar aici ne-am nimerit exact când Principele Nicolae își lansa cartea Drumul spre Casă, la muzeul din Curtea de Argeș. Și și-au descoperit cumva norul de comune. Danemarca are o regină, regină în sfârșit. Aici Mario Perez Jimenez, o figură formidabilă. La 70 de ani s-a făcut la Sevilla o ceremonie, a fost sărbătorit. A stat 10 ani nu la Sevilla, am da? Stat pe total cam 10 da. Ani. Nu știa că eu mă duc la sărbătorirea celor 70 de ani. Am stat ascuns în sală, când am avut în fața lui, au dat lacrimi, un tip sentimental. La Sevilla, la începuturile șederii mele, vizitelor mele acolo, pentru că am avut multe vizite, plus șederi mai lungi, în fața Hiraldei, celebrul turn al catedralei din Sevilla. În partea stângă a pozei... Asta e o poză cu o istorie mai lungă. La un moment dat am primit de la Technion, de la Ehud Kenan, un tip deosebit, biologie, chimie și știința explozibililor, care în Israel nu e o glumă. M-au chemat să implementăm calcul cu membrane. Am stat o săptămână acolo. Am slăbit. N-am întâlnit grup mai solicitant decât al lui Ehud Kenan. Ăsta e unul dintre ele. Extrem de deștept și de tot timpul idei și... Provocatori. Provocatori. Am pus noi ceva la cale, dar n-a ieșit chiar o implementare. Aici, la Wuhan, Hust, universitatea de acolo, împreună cu același Mario, blondul din dreapta, primind titlul de profesori vizitatori. Aici o conferință, am înființat o conferință în Bicta, se numește, o conferință în China. Noi, având mai multă experiență, ei mai puțină, dar au recuperat foarte repede, informatică bioinspirată, teorie și aplicații. Deci nu bine inspirată, ci bioinspirată. Bioinspirată, da? De un succes nemaipomenit pentru că, din punctul nostru de vedere, pentru că China trăiește pe alte ordine de mărime numerice. Uitați-vă cât de mulți participanți la prima ediție, cred că era. Europeni și băștinași, nu? Europeni și mai ales băștinași. Da. Domnule academician, vă anunț cu tristețe că s-a terminat cea de-a doua emisiune, pentru care vă mulțumesc sincer, să nu uite, duceți Argeșului o sărutare și din partea mea, vă rog, și acum morală. Cu mare drag. Și acum morală. Morala e că omul... Deci România... România de la Argeș și ipostazele cu care m-ați dezvăluit aici. Și cu tot ce a fost în această emisiune. Dom'le, omul când se naște are foarte multe posibilități, foarte multe talente sau... Sigur, cu un talent se naște. Din păcate, nu, cu sigur mai multe. Mai multe? Bun. Dar nu le poate dezvolta pe toate, mai ales că am ajuns la vremea civilizației analfabetismului. Va trebui să ne... Vă rog. Bibliografie pe subiectele acestea. Drept care, multe dintre talente sunt oprite din dezvoltarea lor. Eu am avut șansa să fiu tot timpul cercetător, să nu prea am desemnat condica sau să am șef. Prin lume, de pildă, eram vizitator tratat ca atare, deci nu eram... Da. Și atunci am putut să fac mult mai mult decât matematică. Deci nu e niciun mister în faptul că am scris multe cărți sau multe articole, ci pur și simplu am avut noroc să fiu propriul meu șef, ceea ce uneori e grav, pentru că te supervizezi clipă de clipă și poți să-ți vezi abaterile de la fișa postului. Îndemn pe toată lumea să-și valorifice pornirile, talentele, să încerce. Mai îndemn ceva. Dom'le, noi suntem obișnuiți să fim plătiți pentru ceva. În stilul vechi ne facem că muncim, dar, mă rog, exagerez acum și ei se fac că ne plătesc.
să ieșim, Dumnezeule, odată din asta, să facem un pic în plus. Să vedeți ce frumoasă va fi lumea dacă toți am face un pic mai mult decât ne stă în fișa postului. De la lucrurile profesionale la altceva. Indiferent ce. Să ridicăm monumente prin orașe, să facem ceva în afară și mai ales ceva pentru cei de alături. În măsura în care vom reuși să ieșim din supraviețuirea individuală. Poporul român a supraviețuit individual foarte multe veacuri. Nu putea altfel. E vremea să ieșim din astea, să coagulăm. O să încep iară să fiu vehement, ne trebuie proiect de țară ca să coagulăm cu adevărat ceva, intrăm în altă zonă. Dar să încercăm să trecem de supraviețuirea individuală. Să ne uităm în jur, să facem și pentru cei din jur, până la jurul cel mare, familia, familie, până la familia, națiune. Domnul academician, vă mulțumesc sincer. A fost o bucurie că am realizat împreună a doua emisiune. Vă mai aștept oricând doriți, când trec prin Curtea de Argeș. Vă promit că mă gândesc și la Curtea de la Argeș, mă gândesc la dumneavoastră. Vă dau și eu un telefon, așa cum ați mai fost avertizat. Vă îmbrățișez și acum vă cer permisiunea să rostesc epilogul, avându-l ca autor. Cu mare bucurie și emisiunile și viitoarele întâlniri. Mulțumesc pe domnul profesor Corneliu Bervente, profesor universitar emerit, doctor inginer, politehnica din București. Poveștile devin istorii și vor rămâne în memorii. Căci dacă omul e cu poveste, cu omul și povestea este, să crezi povestea te îndeamnă că omul ei ceva înseamnă. Liviu Dumitraș, cu realizatorul emisiunii Oameni cu Poveste, vă mulțumește, stimați telespectatori, pentru fidelitate și vă promit ca de fiecare dată că vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! Această emisiune este sponsorizată de GEPRO.